Micii producători din județul Sălaj pot să primească finanțare de la Uniunea Europeană. Condiția este însă asocierea, o formă care le-ar garanta supraviețuirea, însă care din diverse motive nu este o formă agreată de producătorii locali. Pentru a facilita accesul la finanțările Uniunii Europene, la nivelul județului Sălaj au luat ființă mai multe grupuri de acțiune locală, care reprezintă o asociere între mai multe localități, firme și persoane fizice, grupate geografic cu un scop comun, dezvoltarea economică socială a acelei zone. Cel mai mare grup de acțiune locală este Samus Porolisum, care are în componența sa 16 comune din județul Sălaj. Prin această formă de asociere există șanse reale și viabile de finanțarea proiectelor pe agricultură și dezvoltare rurală prin sprijinirea producătorilor locali. Însă, pentru a fi aprobat și bugetat un astfel de proiect, fermierii trebuie să se asocieze. Rareș Pop, unul din reprezentanții Galului, care au făcut cercetări de teren în județ, spune că una dintre problemele identificate este cea legată de lipsa asocierii. Noi, în acțiunile de animale pe care le-am avut, am studiat cu foarte mare atenție posibilitatea de a exista cooperative în teritoriul ăsta sau de a se forma în timp. Să vedem care e percepția oamenilor de a lucra în cooperativă. Era interesant de promovat niște proiecte, de exemplu o fabrică, microfabrică de procesare lapte sau miere sau alte tipuri de investiții. E foarte greu să implementezi ca de unul singur, deci un singur fermier, dar asociindu-se 10-15, ar fi fost mult mai ușor. Din păcate, nu am identificat la nivel de teritoriu astfel de cooperative, de forme de asociere. Exemplul de bune practici vine din județul vecin, Cluj, unde există o cooperativă Lunca Someșul Mic, ce aduce un beneficiu mare micilor producători locali care s-au asociat prin faptul că în acest mod pot să-și vândă produsele către marile lanțuri de magazine. Există exemple de bună practică chiar în județul vecin, în județul Cluj. Există cooperativa Lunca Someșului Mic cu experiență de câțiva ani în spate, de câteva zeci de mici fermieri care își vând în comun legumele și chiar e de studiat. Mi-aș fi doresc să văd și la nivelul județului Sălaj niște mici cooperative și care să învețe din exemple, din bune practici. Ei vând către supermarketuri, deci sunt mici producători, la început erau câțiva și acum sunt mult mai mulți care vând. Deci vând întreaga producție către retaileri. Și e lucru bun pentru comunitate. Potrivit noului program de guvernare, se dorește readucerea agriculturii pe locul dat de potențialul și tradiția ei. Însuși, ministrul agriculturii Achim Irimescu a făcut nenumărate apeluri către fermieri prin care îi îndeamnă să se asocieze pentru a reuși în acest mod să aibă piață de desfacere pentru produsele lor, precum și pentru facilitarea accesului la fonduri europene.